Unire de 164 de ani, nădejde a celor sărmani. Și chiar ai ajuns pentru noi, igoană a vremurilor noi. Pe atunci, visată cu dor, azi dată pe veci tuturor, fi veșnic slăvită! La mulți ani, scumpă Românie, te salut, țara mea, pământ ce poți comori de virtute și adevăr. La mulți ani, dragi români, astăzi este sărbătoarea noastră, este ziua în care celebrăm unirea principatelor române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, ales în anul 1859, domn al Moldovei și al țării românești. Astăzi se împlinesc așadar 164 de ani de la mica unire. Un moment istoric ce a însemnat împlinirea unui vis de viacuri. Primul pas important pentru Marea Unire de la 1918. Parafrazându-l pe Mihail Covălnicianu, ziua de astăzi reprezintă cheia de boltă pe care s-a construit România modernă. Noi rememorăm în fiecare an unirea, dar unirea este un cuvânt care depășește limitele impuse de timp și de spațiu. Creează o legătură atât de profundă între toți românii din toate locurile și din toate timpurile. Mi-aș dori să reușim în această seară, măcar pentru câteva clipe, să gustăm și noi din unirea fraților noștri români de altă dată în spectacolul muzical coreografic Hora Unirii la Zalău, dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, susținut de elevi și profesori de la secțiile Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, Școala Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Folcloric Meseșul. Un spectacol organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău. Ne vor introduce în atmosfera de sărbătoare elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Aș dori de asemenea să vă spun că la data de 1 septembrie 1974 se înființează Școala Populară de Arte Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic. Din 1 octombrie 2010, Școala Populară de Arte și Meserie este secție a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție în subordinea Consiliului Județean Sălaj. Principalul obiectiv al școlii este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști care să preia ștafeta tradițiilor culturale, a datinilor și obiceiurilor locale și nu numai, precum și păstrarea prin programe de școlarizare a specificului zonal și a cerințelor populației pe care o deservește, prin organizarea unor cursuri de muzică, arte plastice, arte vizuale și dans popular. În cadrul acestui spectacol, elevii claselor de vioară, orgă, instrumente de suflat, canto popular și clasa de dansuri popular ne vor încânta pe toți, pe fiecare, de la mic la mare. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, vor deschide spectacolul dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, mini-orchestra Școlii Populare de Arte și Meserii, formată din elevii Gabriel Ilia, Octavian Monic, Sebastian Solomonian și Kevin Bacal, profesor Ionuț Albert. Vor interpreta suite instrumentale din Ardeal și Banat, acompaniați de elevul Tudor Piriș de la clasa orgă, profesor Daniel Ilieș. Se primim cu aplauze! Thank you.
meserii profesori Daniel Ilieș și Ionuț Albert. Momentele, da, merită toate aplauzele noastre. Momentele astrale ale istoriei au în sfârșit aceasta miraculoasă de a transmite învățături perfect adecvate prezentului și, bineînțeles, și în momentele grele ale viitorului. Să nu uităm niciodată că societatea este suma celor care au fost, a celor care sunt și a celor care vor veni. Iar tinerii de astăzi demonstrează cu adevărat că România de mâine este puternică. Ați confirmat și dumneavoastră acest lucru prin aplauzele dumneavoastră și vor dovedi asta și clasa de canto muzică populară profesor Claudiu Ostinaș. În continuare ne vor cânta și ne vor încânta tinere talentate Denisa Gudia, Natalia Mele și Diana Maria Hărăstășani. Acompaniați, bineînțeles, de domnul profesor Ionuț Albert împreună cu mini-orchestra Școlii Populare de Arte și de domnul profesor Daniel Ilieș. Voie bună să aveți!
Thank you.
copii.